Gheorghe Becali a mărturisit că nu mai intenționează să își laude în public jucătorii pentru că nu dorește ca acestora să li se urce la cap și să o lase apoi mai moale în meciurile sau în antrenamentele următoare. Deși foarte mulți oameni de fotbal se așteptau ca Gheorghe Becali să-l ridice în slăf pe Ștefan Târnovanu, după prestația remarcabilă din partida cu șep terminată cu scorul de 0 la 0, totuși latifundiarul din Piper a fost extrem de ponderat în declarațiile adresa tânărului goalkeeper. Ba chiar s-a făcut că nici nu i-a observat evoluția. Patronul lui FCSB a mărturisit că jucătorii care evoluează la echipa sa trebuie doar să își facă datoria, iar pe viitor el știe ceea ce are de făcut. Ce vreți, tată, acum de la mine? Să îl fac și pe Tărnovanul ăsta, mesii al portarilor, așa cum am făcut cu Vlad? Și l-ați văzut apoi pe Vlad că nu îi mai ajungeai la nas? Îl ridicasem pe ăla în de apoi îmi pierdea meci după meci. Vreți să îi fac statuie lui Târnovanu sau să-i măresc salariul după un singur meci? Nu, tată. Târnovanu și-a făcut datoria pentru echipă. Este treaba lui Tony Petrea ce a spus despre el după meci că el să cu ei în vestiar și el știe cel mai bine ce trebuie să spună despre unul și despre altul. Dar de acum eu am schimbat foaia. De-aia e portar târnovanul să apere. Nu este atacant ca să dea goluri. Lăsați-mă cu mărire de salariu, că știu eu ce am de făcut, a declarat finanțatorul celor de la FCSB. Iar reacția lui Gheorghe Becali nu s-a oprit aici. Măcar să-i văd eu pe jucători că își dau viața pentru echipă și că dorm pe teren, că știu eu cum să mă port cu ei dacă își fac datoria. Așa că Târnovanu are mult de muncă în continuare și vorbărie mai puțină, a declarat Gheorghe Becali. Ștefan Târnovanu a fost introdus pe teren ca titular în partida dintre oșca Cașep și Sfântul Gheorghe și FCSB, mulțumită regulii Under 21, iar portarul originar din capitala Moldovei a reușit să se achite foarte bine de sarcin și să păstreze intactă poarta echipei sale.